Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem de această dată într-un cadru ușor festiv, pentru că sărbătorile de iarnă bat la ușă și îmi doresc din suflet să întâmpinăm magica lună decembrie împreună. Să o întâmpinăm cu povești frumoase, cu speranță și cu bucurie. Așa că de această dată revin la voi cu o nouă carte cu povești pentru copii, o readaptare a cărții pe care am lansat-o anul trecut, Aventurile lui Poznaș, tot la editura Ștef. Sunt tot 6 povești, iar ultima poveste, așa cum v-am obișnuit, este dedicată mămicilor ori tăticilor după caz. Cu ce vine în plus Aventurile micuței Poznaș de sărbători, e câte un desen pe care eu l-am pregătit la final de poveste pentru copiii care citesc sau copiii cărora le sunt citite poveștile, un desen pe care ei îl vor putea colora, desena așa cum doresc ei. Dragilor, Aventurile micuței Poznaș este o carte scrisă cu suflet de mamă. O carte cu povești pe care le-am scris și le-am dedicat tuturor copiilor. Sunt aventuri din care sper că cei mici să aibă ce învăța, iar eu m-am inspirat, așa cum bine știți, din poznele micuței mele, Victoria, și sper să aduc pe zâmbetul, pe chipul celor mici, bucuria pe care eu o regăsesc în fiecare zi în ochii și în sufletul micuței mele. Dragilor, sper ca aventurile micuței Poznaș de sărbători să-și găsească drumul către casele voastre, către brăduții voștri frumoși și să vă bucure, să vă aducă strop de magie și sărbători mai calde, sărbători mai bune și numai gânduri minunate din partea mea. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc tuturor! Pupici magici!